Ciulinii Bărăganului, de Panaiti Strati. Dramatizare radiofonică de Mircea Veroiu. Bună țară, rea tocmeală. Nu mai cânta, omule, ca un apucat, că o să leșim de foame. Mai bine ai ieși afară să pui sare pe peștele ăla, să-l vindem odată. Hai, Marine, ce Dumnezeu! Să-l vindem, da. Să-i ferească Dumnezeu și pe dușmanii mei de așa vânzare. Cinci lei, zece lei, suta de chile. Îți bani buni și aia, Marine. Că fără ei pierim de foame cu toți în bărăganul ăsta. Bun, bun. Negustorul ia de pomană. Și tot noi suntem mulțumiți să scăpăm de peștele ăsta nenorocit. După ce ne-am bălăcit în mațele lui până la genunchi. S-a pornit bătărâțul. Ei, ce faci, Marine? Mă duc. Hai, Matachi, sau rămâi cu maică-ta. Vin cu tine, tată. Mai alerg după câte un ciolin. A venit și vremea lor. Acum încep să plece de-a rostogolul ca niște cocoloași. Și într-adevăr, când vântul prinde a sufla amarnic, răscolind cerul și pământul, începe marele pohod al ciulinilor, care vin Dumnezeu știe de unde și se duc Dumnezeu știe unde. Spun bătrânii privind pe fereastră. Nu pleacă toți odată. Unii o șterg la cea din tâi suflare furioasă. Adevărată puzderie de oi cenușii. Alții par să țină piept, nu vor să se lase. Dar ceilalți dau năvală peste ei, agață în goană și-i târăsc. Spre sfârșitul vijeliei vin ciulinii singuratici. Sunt cei mai iubiți, fiind cei mai așteptați, adică cei mai iubiți. Lasă, băiatul, mami, stai aici, că se duce tatu singur. Sărează el, știe el ce face. Hai, Marine, du-te. Du-te și-o-n vedea noi. Mă duc. Dar închide odată ușa aia când bagi toată țărâna din bărăgan în casă. Vezi, mamă? De asta trebuia să merg și eu. Așa, dacă e singur, se așează cu spinare la vânt pe un cio de salcie și cântă. I s-o fi urât și lui de când tot umblăm prin sărăcie. Uite, s-au făcut aproape 15 ani de când am plecat în lume cu tine în brațe. Cum să nu îi se urască să mănânce într-una pește și mămăligă? Pâine n-am mai mâncat de nu știu când. La 4 duminici odată. Și când te gândești că acum 8 ani, când am ajuns aici la Lăteni și am dat de apă, am zis fericiți. Aici rămânem, cel puțin e pește. Da, mamă. Da, uite că la pescuit mergi dumneata și cu mine. Tata n-aduce nimic. Nu-i stare să prinde și el un ciortan acolo. Râde lumea de el că face treburi femeiești. De ce îl lași cu gospodăria și stai matale în locul lui în apă până la vreo? De ce îl scutești de greu? Pentru că mi-e drag. Dumnezeu l-a făcut așa cum e și mi l-a dat de bărbat. Nu-i vina lui, săracul. Mie-mi vine să-mi iau cu toți de piept că-și bat joc. Figării și-a de vine să stea în rând cu femeile. Hei, Matache, lumea e rea. Râd de el că nu pot să râdă de alții care ar merita și mai mult.
Da, las că le trece cheful de râs. Mi-am pus eu ceva în gând. Numai să înceapă vânzarea. Mamă, eu mă duc. Chiar de-ar fi să-l mai las și singur să săreze. Măcar umblu după ciulin. A început vântul, au pornit-o și ei. Știi ce frumos sunt? De unde să știu, Matache? Am avut eu timp de ei. Când eram ca tine, alta era joaca mea. Pe old nu sunt ciulin. Hai, du-te. Du-te când ne întindem la vorbă și eu am atâta treabă. Vezi când vii, să aduci un braț de uscături. Bine, mamă, ți-aduc. Te-a trimis să vezi dacă nu cânt? Te uiți pe Băragan, Matache. E frumos. Tare frumos. Pământul n-a fost dat omului numai cu scop să-i umple burta cu mălai. Mai sunt și colțuri hrăzite în înălțări. De asta mă simt mânat, parcă să cânt. Dar uite, dacă ai pântecul gol, e greu. Greu. Ia copaia asta și umplu cu sare. Nu te mai uita în neștiri, Matache. Hai că nu mai am ce sfărâma. Să știi că nu mă uit degeaba. Mă uit la ciulin. Cât poate să cuprindă privirea roată, nu vezi decât ciulin. Sunt frumoși. Așa plini, stufoși. Ca niște oi cu lână de oțel. Oile cu lână de adevăratele își mănâncă un timp. Dar buruiana dracului știe să se apere. Le înțeapă și oile o lasă în pace. Buruiana dracului. Ca și buruiana omenească. Cu cât e mai netrebuincioasă, cu atât știe să se apere mai cu înverșunare. Tată, hai că mai aduc o copaie și suntem gata cu sarea. Și nu mai bat atâta că o faci prea măruntă. Da, mi-am lăsat mâna să dea singură. Buruiana omenească. Ce-o fi pățit maică ta de strigaș? Hai, tată, să vedem. Ia. Aoleu, dar ce e asta, Anic? De ce să fie? N-ai mai văzut căruțe cu un cap? Tu îi zici cap, la mică pietul de găungă. Dar căruța costă ceva bani. Zi, Anic, zi de unde și până unde? L-am cumpărat și căruța și cap. De un an tot adun bani lângă bani. Uite, Marine, cum am gândit eu. O să vă duceți tu și băiatul să bateți satele și să vindeți pește sărat. Da. Nu-l mai dăm la negustor să ne jupoaie de vii. Cu ăsta? Da. Și cu căruța asta, Anic? Așa. Păi dacă mai merge o leacă, se face țândări. Iar betul animal... Las că-i bună, ia căruța. Și calul o să se mai întremeze. Încărcați peștele. Să-l dați la 40-50 de bani kilo. Așa ca la primul drum să scoateți calul și căruța și ceva pe deasupra. Da. Ei, vrei să mă întovărășești, fiule? Vreau. Cum să nu vreau? Așa, băiatul mami. De ce să nu încercăm? Ce avem de pierdut? Avem. Întâi calul, după aia căruța și la urmă pe noi. O să ne înghită Bărăgan. Vă să zic că vrei să mergi cu mine, Matache. Cum să nu fi mers? Nu numai că voiam să merg, dar eram chiar încântat. Să vezi Bărăganul, pământul ăsta fără stăpân, era obsesia oricărui copil. Și mai ales să pot în sfârșit și eu să alerg după ciulini,
despre care prietenii mei îmi povesteau minunății, să alerg și eu pe urmele norilor de praf purtați de vânt. Mămuca noastră, bună, plânsă, prăpădită, parcă ne-ar fi trimis la moarte, ne însoți până în pragul bărăganului. Acolo ne sărută cu fața numai lacrimi, brăzdată de zbârcituri, cu toate că n-aveam că 35 de ani. În dimineața cețoasă și mușie, siluetele noastre negre parcă se ripeau pe pustiul apropiat, iar corbii croncăneau pe cerul de vară ploioasă. Și așa am lăsat-o pe biata mamă. Tată, o fi trecut o săptămână de când mergem și n-am văzut încă un om la față. Mai e mult? Dacă n-ai fi vrut să vii cu mine, n-aș fi plecat pentru nimic în lume. Cât o mai fi până la fântâna aia? Destul ca să mor de sete, băiatul. Ia, dă o fugă înainte și vină cu găleat cu apă. Că se duce bietul animalul ăsta. Vai de mine și de mine, s-a prăbușit. Stai că se aduce matate apă, mă. Hai, băiete, hai, că bietul calde să moară, hai! Parcă ai știut că o să cadă, tată. La țancă am pus-o cu apă. Mă, biet animal, mă, băi, sărmanul de el. Nu mai putem merge cu tot peștele astea, băiete. Trebuie să ne descotorosim de o parte din el. Cum? Să-l aruncăm toată munca noastră? Nu chiar, dar cam așa ceva. Dacă o să îi vii curând un cumpărător, să-l dăm pe cât o fi. Mai bine mai gândește-te, tata. Nu. Că așa nu mai ajungem noi departe. Și mama ce o să zică? Ia apucă de coada calului să-l ridic. Hai, sus! Hai! Așa. Slavă Domnului. S-a ridicat sărmanul. Ia prins. Da. Hai să pornim, băieți. Ajută-mă. Dar noi nu ne mai urcăm în căruț. Că nu ne poate duce bietul de el. Hai. Haide! Hai, tată, că-i gata. Da, bine. Poftă bună, băiatule. Ai făcut o mămăligă? De. Chiar Calu, am mai băut apă? A băut, dar tot degeaba. E pe duc. Chiar că e bună. Ia uite, tata. Ce? O droșcă. Bună ziua la români. Ce aveți de vânzare acolo, bă? Pepe? Nu. Pește sărat. Ce fel de pește? Ciortan. Și? N-are vreun ciortanul ăsta? Păi dacă are, să nu cumpărați. Asta după cum o fi preț. Și de ce să nu cumpăr? Ce, parcă eu am să-l mănânc? Ia să vedem. Poftim, vedeți. Să mai răstorn? Nu, ajunge. M-am lămurit. Bă, crapii tăi n-au încă vien, dar nu e timpul trecut. Cât pește ai? 300 de chile. Și cu cât? 50 de bani chilu. 10 lei 50 de ocale, ca să scap de el. Bă, dacă îți iau jumate din el, nu mi-l dai mai ieftin? Nici un ban mai jos. De ce ești prost, bă? Unde crezi că ai să ajungi să-l vinzi? Cu gloaba asta care e Petric. E gloabă. N-ajungi nici până în buza de-al. Ce ai, omule? De ce nu vești animalul?
Te-am rugat eu să-mi cumperi peștele? Nici nu ne dai cât am cerut. Ți-am dat eu bună ziua? Stai. Ia pleacă de aici, că de nu te pocnesc cu măciuca asta unde ți-a pus popa mirul. Stai, stai, bă, omule, nu te aprinde așa. Uite, cântărim 150 de kg la prețul tău. Mă, tate, băiatule, ia cântarul și apucă-te să măsori. Să fie cu bătaie. Așa vă zic. Mă rog, mă, tate. Să uităm necazul copilului. Bietul cal s-a dus. S-a dus, tate. Măcar noi nu l-am făcut să sufere. Te-ai dus să-i aduci apă. Mamă. Fânul nu i-a lipsit și de bici nici n-a fost vorba. Dar n-a avut zile. Așa, Marine. A, sănătate, Gavril. Sănătate. Tu mănânci. Și Anica ta? Sărmana Anic. Ne așteaptă cu nerăbdare. Dar și noi câte am pătimit de-a lungul blestematului ăstuia de bărăgan. Am prăpădit și cal și căruț. Uite, e aproape o lună de când suntem plecați. Stai jos. Da. Stai jos și spune-ne ce mai e pe acasă. Păi... ce să fie? De ce vergi țuică pe jos? Adică, după cine o vergi? Hai, Gavrilă, la cine te gândești? Mama? E ceva cu mama? Nene Gavril. Da. S-a stins sărmana femeie. Păi, sărmana amică. Doamne Dumnezeule, dar ce s-a întâmplat, Gavrilă? O înțepătură la dege, mă, Marină, o înțepătură cu nos, despica burta unui pește. Doamne, da. O nimica toată, o zgaibă. Buba s-a înveninat mai puțin de 8 zile. Atunci ea a venit după mine la Fărticen. Doamne, doamne. Eu trebuia să plec a doua zi la Călăraș cu un transport. Nevastă mea a culcat la noi. Anică, anică. Până s-a crăpat de ziua, am pornit la drum. S-a văitat tot timpul, fără să închidă ochii. Doamne, doamne. Alaltă era însusitat și la poarta spitalului. Și în timpul nopții și-a dat sufletul. Anică. Ieri au tăiat și-au îngropat. Marine, Anică a cerut să o ierți. Și ea v-a iertat. Dumnezeu s-o ierte. Toți o să ne ducem toți lângă ea, Marine. Toți. Hai. Hai să vă duc acasă. Am căruța aici afară. Hai și tu, bă, băiatule. Hai, ștergeți nasul. Ah, că era să uit. Adică mi-a lăsat. Uite, mi-a lăsat bazma asta. Aici sunt niște bani. În ea sunt niște bani. Uite, vreo 12 franci. Așa mi se pare, vreo 12 franci. Uf, uf, uf. Bărăgan blestemat. Și peștele ăsta blestemat. De o săptămână tăiem lemne la Călăraș. M-a ajutat și băiatul. Și gândeam, când e îngăduit să mâncăm sarmale, că turdim de ne iese sufletul. Ei, băi, Marine. Piata, piata Anica. Hai, băieți, acum că rostul nostru s-a dus, s-a dus odată cu ea, un porni pe unde ne duc pașii. Hai, tată. Hai, băieți. Hai, Marine, hai și merge. Hai. Pălterețul, vestitorul crivățului. S-a sfârșit vara. S-a sfârșit. Tu, băiatule, ai să poți să alergi în curând după ciulin, dacă te îndeamnă inima. Oh, blestemat bărăgan. Doamne, Doamne, cât e de greu să urci până la capăt calvarul vieții. Auzi, auzi, Gavril. Băi, frate, noi nu ne mai întoarcem. Ia tu tot ce găsești în casă.
a ta să fie gospodăria aia, fără femei. Așa e, mă, așa e. Omul care n-are nevastă și pământ nu-i bun de nimic. Du-te, Marine, du-te doar în lume. Uite, ia de la mine banii ăștia. 30 de franci. Pentru lemnăria care o să o scot din casă. Voi rămâneți cu bine. Rămâneți cu bine, Marine. Hai, da. Auzi, Marine? Auzi? Vezi cu băiatul ăsta al tău. Vezi de el, pare un apucat. Păzește-l bine în vremea ciulinilor. E în stare să te părăsească. Însoară-l cum împlini 18 ani. Dă-i o femeie cu nița-l pământ, ca să aibă ce robotii în jurul casei. Ei, ba deloc. El singur o să hotărască. Bine, Marine, fie cum zici tu. Rămâne sănătoși. Rămâne sănătoși, noroc, Marine. Stai, băiat. Nu te uita după noroc, Matache. Al nostru nu e nicăieri. Ce viață! O nebunie! Astăzi, după 20 de ani, încă stau și mă întreb dacă feieria aceea n-a fost vis. Dacă într-adevăr am trăit-o în copilăria mea. Pentru că niciodată, că de pe vremuri legendare ale barbariei turcești, țara mea muncitoare și blândă n-a avusese parte de zile atât de cumplite. Niciodată neamul meu blajin n-a suferit mai crâncen. Dar ce știam noi, copiii? În afară de viața amară a celor ce se nasc în borde, ce știam noi despre geamătul veșnic, ce ieșea din milioanele de piepturi de țărani, de la un capăt la altul al țării? Dar tu de ce ai fugit, măi, Știrbule? Păi ca și tine, Matache, după ciulim. Și apoi prea m-a bătut rău unchiul meu. Ai văzut și tu. Nu, no, mai sânge și vânătoi m-a făcut. Și pentru ce? Pentru ce? Că am furat o pâine din căruța brutarului. Dacă n-am mai mâncat pâine de vreun an de zile, ia ca am poftit și eu un pic de pâine. Putea să te omoare, Știrbule. Chiar așa. Dacă mai curea vreo două, eram lat. Dar ia zi-o, Matache. Dai că tu unde a rămas? Păi, cred că a luat-o spre Hagien. Zicea că se va gargat la vreo curte. A simțit săracul că o să-l las. Și o să iau la goană după ciulin. Seara, înainte de culcare, m-a sărutat și după aia s-a pus pe cânta din caval. Pormă s-a oprit și a zis vorba lui: bună țară, rea tocmeală, a oftat. Și a cântat iar. După aia nu mai știu că m-a dormit. Dimineața era în cântuneric, când ia ca vine o suflare puternică și tranc, ceva groaznic îmi sare în față și mă înțeapă până la sânge. Mi-a venit să stric ciulinii, dar mi-era căldrezesc pe tată. Așa că m-am strecurat ușurel, am rupt o jumătate din mămăligă și am luat-o la goană. Nebă, uite, și cu mine cam tot la fel a fost. Frică, dracule. Așa cu, ia zi, Matache, ce ne facem noi, mă? Murim de foame? Murim? Că dacă s-o cotesc eu bine, să tot fie vreo 3 zile de când n-am mai pus nimic în gură. Păi, da. Și am fugit ceva amândoi. Oh. Dar nici nu s-a ținut vreun după noi. Ăilalți găiți au obosit toți pe rând, ai văzut? Singur am rămas. Ce-ar fi să încercăm pe aici, pe la hanul ăsta, a? Poate găsim ceva de mâncare. Ce zici? Ce să zic? A? Hai, Știrbule, să intrăm, mi-e foame. Hai. Mă, ce-i cu voi aici, mă? N-ați înghețat? Hai că a fost un frig azi noapte. Ia veniți încoace. Ia spuneți voi, de unde sunteți? Păi, suntem despre Hagien. Și ce căutați tocmai aici, la Lehliu? Mamă, la Lehliu, auzi, Matache, așa de departe. Da? Păi da, la Lehliu. Când ați plecat voi din Hagien? Mai știm noi când. Păi da, de vreo 3-4 zile. Și ia zi-mă, încotro vă duceți, a? Să vedem lumea. Așa. De asta am plecat. Da.
Am fugit după Ciulin. Să vedeți lumea, băi, asta e bine. După cum arătați, se pare că nu glumiți. Ia, haideți mai aproape. Da, nu o să ne dai pe mâna jandarmului? Să mă ferească Dumnezeu. Eu sunt hangiu, nu judecător. Și apoi și eu sunt unul din aia care au vrut să vadă lumea și am plecat de acasă mai tânăr decât voi. Așa că, dacă vă pot fi de folos cu ceva, cu ceva de mâncare, n-aș șters-o voi de acasă de prea mare huzur. Câinele nu fuge de codru, ci de ciomac. Hai, aciuiți-vă și voi aici, că vă aduc eu câte ceva. Mulțumim, aici suntem. Ce zici, om, cum se cade hangiul ăsta? Mă, ce se uită așa la tine, Șterbule? Care se uită, Matache? Omul ăla tânăr, cu căciula brumărie. Ia te uită! Nemai pomenit! Hei, mai degrabă mă așteptam la moarte decât să te văd aici, Ionel. Ia fă-te încoa. Să rămână, nene Costache! Mă, Matache, mă! Dânsul e frate-miu mai mare, mă! Închipuiți-vă, oameni buni! Ieri frățiorul meu. Nu l-am mai văzut de un car de ani. Bă, dar ce ai crescut, mă! Ăsta cine e? Ionele, cu tine vorbesc. Da. Bă, ce te-ai pierdut așa cu ochii? Păi, el e prietenul meu. Îl cheamă Matache. Am fugit amândoi de acasă. Adică și el și eu. După Ciulin am plecat. Ne-am luat după Ciulin și am ajuns în lumea largă. În lumea rea, vrei să zici, băiete drag? În lumea ciulinilor care suc sângele țării? E, ce știți voi? Sunteți niște copii hoinari. Ia, așezați-vă și voi aici la masa mea. Hai, ați îmbucat ceva? Ori stați și vă căscați la oameni. Au îmbucat țărmanii de ei. Erau flămânzi ca niște cățelandri. Le-am dat eu câte ceva. Mulțumesc din suflet, omule. Așa hangiu mai rar. Dacă nu mă înșel, e hanul dumitale. Da, chiar așa, e hanul meu, cât o mai fi. Că tare e greu. Muncă din zori și până în miezul nopții. Oamenii săraci, bani puțin, mâncare nu-i. Băutură ce-i trebuie se găsește. Hai, sănătate la toată lumea. Sănătate. Aud că v-ați găsit, frați. Chiar așa, frați. Cam așa, da. Acum v-aș mai ruga ceva de mâncare pentru băieți ăștia. Adică iar să fie un rând de mâncare și pe socoteala mea. Bine, aduc-o imediat. E, acum ia să-mi spuneți voi, pendelete, cum ați ajuns prin părțile astea. Zi, Ionele. Păi da, cum ți-am mai zis, nene Costache, noi am plecat după Ciulin. Matache, după ce afla că mama s-a murit, l-a lăsat pe bietul taicăsu. Iar eu și eu am fugit de acasă. M-a bătură unghiul. Dar de ce, Ionele, ce boacă n-ai făcut? Am furat o pâine. Ce vrei, nu mai mâncasem pâine de o grămadă de vreme. Ai mâncat scurt. De atâta mămăligă uscată vedeam galben peste tot. Era numai vânătăi când l-am întâlnit. Și cu ochii lipiți de plâns. Și obosit. De-abia și mai putea urni picioarele. Da, păi dacă fugisem o zi și o noapte. Era mai mulți. Dar ăilalți nu au avut putere să alerge atâta. Ciulinii merg iute. Povestea ciulinilor o știu așa de bine. Asta nu-i vina copiilor și nici a părinților. Țara întreagă, de la Dorohoi la Vârciorova, nu-i decât un bărăgan pe care se plimbă ciulinii cu biciul în mână. E vorba de ciulinii ăia care trebuie stârpiți dacă nu vrei să vezi printre alte nenorociri, fugindu-ți copiii de acasă și luând o raznă prin lume. Are dreptate Costache. Ciocoia furisiți, leprea tot puternice. E, dar ce să mai stăm atâta la taifas? Căruța e afară. Cai s-o odihniți, adăpați, vă iau la mine în vlașcă, băieți. Cum? Nici acolo nu ducem lipsă de ciulin, dar cel puțin acolo am și eu casă, o nevastă, copii. Vă învăț meseria de rotar. Ce ziceți, băieți, mergem? Și eu? Vă fac ucenici rotari. Poți să vin și eu? Păi cum să nu? Ce ai rămas așa? Hai, hai. Mergem, nene. Și astfel am ajuns în casa lui Nenea Costache din comuna Trei Sate, ucenic rotar. Eram în vlașcă. O doamnă nemiloasă căzva asupra noastră înainte ca cineva să fie apucat să strângă o clăișoară cât de mică de ciucălăi de pe câmp. Pe un cer pământiu, ai fi zis că-i sfârșitul lumii. Vedeai carele mișunând ca broaștele țestoase peste ogoare, pe drumuri, pe un pământ blestemat de Dumnezeu cu toată ura de care e în stare. Case prăpădite, vite prăpădite, oameni care nu mai arătau a om, mutreți numai noroi, nici o milă de nicăieri, nici în cer, nici pe pământ. Vitele cădeau în genunchi, cerând îndurare, bărbații, femeile și copiii arătau ca niște ghemotoace de zdrențe și de noroi, bulgări de pământ gâfâind în bătaia unor inimi de prisos. Aștia erau țăranii români în toamna lui 1906. Apoi s-a bătut o iarnă cumplită.
Brrr, ce frigul dracului s-a pus. Și ce zăpadă. O să vezi tu, Ilie. O să vie lupii. Vitele săracele mor pe capete. Ați văzut, fraților? Mm-hmm. Oamenii le tărăsc până la marginea satului că-s bolnave și le frică să le mănânce. Lupii abia așteaptă. De o frică. Nici la voi aici în Vlașca nu-i mai bine ca la noi. Bine că mai avem cocen de foc. Uite că vine Neacostache. Ce faceți aici, moșoarece? Ilie, tu ești mai mare, stăpânește-i. Ce fel de ucenici rotari sunteți voi? Am înghețat. Haide, haide, lăsați răncăneala și puneți mâna pe fier. Mare lucru n-avem ce face, dar oricum trebuie să pregătim măcar două sănei gata de vânzare. Păi nu stai șoata, ale culorile, Costache. Nu pot, Ionel, dar o să mă întorc curând. Mă duc cu oamenii la primar să-i cerem câte ceva. Nu vezi ce ger s-a lăsat? Dacă o ține așa, nu apucăm de zghețul. Am plecat. Voi vedeți-vă de treabă. Da, da, aici să ne împrumutăm și nouă puțin o trescă. Hai de unde. Da, vorba aia. Vindem fiecare săptămână cu vagoane. Ce, bă, ce? Ce vreți, vedeți? Ați venit tot satul. Păi, dar cum să nu veniți? Era vorba să vină doar câțiva. Dar luați să intrați toți în primărie. Nu vrem să intrăm. Vrem să mergi tu, Neda, să vorbești cu băiatul, să ne împărți codinițe în lucrezi. Ceva hop la boier să vă împrumute. Ca și cum boier a fi Dumnezeu. Descurcați-vă și voi puțin, ce dracu. Ba! Să nu vă mai auzi vorbim ceva ce boierul cu avutul lui. Dacă vinde, nu treci treaba lui. Ce o să vi-l dea vouă de pomană? Păi nimeni nu vrea de pomană, domn primar. Așa este. Mi-a dat singur, ai zis 10 ori să vă împrumute. Și dacă nu vrei să mergi dumneata, ne duci în noi și singur la el. Și la București. Și cu domn Cruceanu, administratorul, n-o să ai curaj să vorbești așa, Costache, cât ești tu de văgăreț, ăla făiacu, farul! Dar tu te treabe! Mama lui de ciucoi nenorocit! Haide el par! Băi, eu atât am avut să vă zic! Sănătate, cură! Așa cu dalta aia, stai degetele. Ce să am? Ce te uiți mereu pe fereastră, mă? Aseară stăteai cu ochii tot timpul la foc. Ai început să te gândești la vreo fată. Nu știi, bună, mă gândesc la mine. Uite, noi Acostache și oamenii umblă ca bezmetici de mai bine de o lună. De, mă. Și nu dau de boieri și nici nu trezi un capăt. Și foamea se întinde. Cât o să mai ducem așa? O vedea, mă! A, cu ce-ți veni? Știi, ar trebui să plec. Vă mai stau și eu pe cap. Ce, mă? Încă o gură de hrănit. Abia mai aveți și voi ce-mi bucat. Ascultă-mă, acolo unde mănâncă 10, mănâncă și al 11. Și dacă nu te potolești, eu te spun lui frate meu, că el este stâlpocas. Uite, chiar... O să se supere, mă. Ce-i cu voi, băieți? Matache. Ce-i cu ei? Vrea să pleci. Da, și că ne stă pe cap. Păi cum așa? Sunt atâtea de făcut pe lângă casă. Vitele câte au mai rămas... Atelierele, gospodăria? O să-și câștige cu prisosință în bucătura. Matache, ce-i băiete? Vrei să te las să pleci în toiul iernii, singur, în mijlocul bărăgarului? M-am gândit și eu. Păi nu m-aș purta așa nici cu un câine, mă. Firara dracului de țară de ciocoi. Uite adevărata poveste a ciulinilor. Ciulinii ciocoi, ciulinii călăi. Lepra care suge țara asta prea răbdătoare, prefăcută într-un bărăgan fără sfârșit. E, mă întreb mereu, cum dracu se face că țăranul nu simte înțepătura ciulinilor? Care îi năvălesc în tindă, îi se cațără pe spinare și îi sug ultima picătură de sânge. Cum se face că nu-i se urcă turbarea la cap și nu dă foc la iarba asta rea care îl izgonește din propriul său bordei? Ai dreptate, nene Costache, că vrei să dai foc cuiburilor de năpârcă, care o trăvesc seara. Dacă o să vie ziua aia, poți să te bizui și pe mine, că și pe la noi e la fel. Ne sug leprele. Bine zici, Ilie. Vezi, Matache? Ilie a ajuns aici ca și tine, a dus pe șcheș de ciulinii după care a alergat. Și acum e aproape lucrător. Decât să-ți umble plecată prin cap, mai bine ai face ca el. Ce, mă, Matache? De ce plângi?
Un străin e întotdeauna un străin, Ilie. Așa zicea bietul tatăl, care nu era de pe baltă unde am copilărit eu. Și așa l-au privit oamenii întotdeauna. Oare pe unde mai fi? Și cum o mai cânta el din caval? Cânta sărmanul, se oprea așa deodată și zicea: bună țară, rea tocmeală. Ce avea dreptate. Bună țară, rea tocmeală. Tocmeală de ciocoi. Cele din luna trecută care omoară om și dobitoc în mijlocul drumului, seceta care a distrus anul acesta recolta, iată trăznetele! Astea sunt trăznetele, sigur. Dar trebuie să ne întrebăm de ce proprietarul vostru n-a fost atins de niciuna din aceste nenorociri. De ce hambarele lui sunt pline și vitele neatinse? De ce trăznetele dumnezeiești nu aduc în sapă de lemn nici pe popă, nici pe primar, nici pe alți oameni de-ai lor? E cazul să credem că la mijloc e o pronie cerească sau un paratrăznet? Așa-i, binele zice, mă, fiară, binele zice. Popa a plecat furios. Băstache, dar dânsul cine e, tu știi? Chiar așa, dumneata de unde ești? Că nu te-am prea văzut prin părțile noastre. Sunt de la București, oameni. Da, sunt de la București și muncesc cu brațele ca și voi. Da, am izbutit să aflu că dușmanii mei nu sunt nici Dumnezeu, nici fulgerele sale, ci proprietarii satelor și orașelor care ne aruncă în mizerie, chiar dacă anii sunt mănoși. Anii ăștia mănoși nouă nu ne aduc belșug niciodată. Uite, vedeți cărțulia asta? Asta e Constituția țării. Da, da, sau mama tuturor legilor noastre. Aici stă scris că aveți dreptul să vă întruniți și că un om nu poate fi ținut arestat mai mult decât o zi și o noapte. Astea sunt drepturile noastre. Și mai sunt multe altele care trebuie cucerite. Întâi, votul universal. Votul universal? Ia mai taci odată! Este o bașocură fără pereche ca 50 de țărani să aibă la alegeri dreptul pe care l-are un popă singur. În sfârșit, trebuie să cereți înapoierea pământurilor de care ați fost jefuiți. Să ne dea pământul înapoi! Ce urlați așa? Liniștează, mare, eh? O parte! Care e ăla care împarte pământ, eh? Eu nu împart decât Constituția, domnule jandarm. Pământul trebuie să-și ia țăranii singuri. O să vedem cine o să ia ceva, numai decât... Ia-i, ma! Nu-l lăsați, oameni buni! O să-l omoare în bătăi! Hai să punem mâna! Nu-l lăsați! O, bă, bă, Ostache! Ia-ți ucenicul de aici. Parcă Ilie îi zice. Da, Ilie, mă, că și văd că sunteți singuri, mai ai dracu. Și tu, hai! Ia mișcă înainte! Te sfătuiesc să te porți frumos, domnule jandarm! Da, mult vă trebuie, măi, fraților, să puneți mâna pe par. O să vezi, Tirbule. O să se adune precis. Oamenii au tot cărat cu sănile vitele moarte la câmp. Ăștia atât așteaptă. Da, mâine iau zi morlând. Ți-e frică, mă, tai? Eu unul mor de frică. Ba bine că nu. Ce vă, nu vă e? Nu ți-e Iliu? Nu ți-e frică? Eu? Cu o pușcă bună m-aș înfinge nii până departe în cur. Praful s-ar alerge de ciocoi de lupi. He, he, cu pușca cred și eu. Cu pușcă nici mie nu mi-ar fi frică. Da, așa, cu mâinile goale.
Crezi că e așa ușor cu pușca? E, nu știu. Crezi că e ca după Ciulin? A, mă. Fraților, Sania cu jandarmi. Îl duc pe omul cu cărțulia aia, cu Constituția, mă. La spital îl duc. Siciana Costache, că l-au pisat cu bocanci. Bă, băiește! Ce căutați aici, mă? Bă! E seară, vreți să dea lupii de voi? Hai, dați-i drumul acasă. Să nu dăm noi de lupi. Bă, Rășcovane, mă. Tu o să pățești cu mine. Ia uite-te pe ăsta ce frumos e la față dacă a umblat cu broșuri subversive. El zicea că e Constituție. Hai, gata! Gata! Ia mai grație pe acasă. Da, așa o să faci. Mama, să depuși, mamale. Hai, da! Mare minune dacă javrele astea nu aruncă pe bietul băiat în săpadă. O să-l spui și lupii de bine. Ai dreptate, s-ar putea să-l duce. Ce aș mai împușca și un lup ăsta în uniformă? Onor domnia sa, boierul! Vrând să scape satul de lupi, face o vânătoare. Toți bărbații să vie să ajute la goană, ca să scape marginea satului de fiarele flămânde. Asta o să se întâmple mâine dimineață. Oamenii să se adune aici. Ține aici din zor și uite pe aproape de amiază. A cerțat toate alea pe mine. Ia uite-te! Ia uitați-vă, mă, pe tine! Să trăiți, până dimineața! Așa e! Așa e, murim de foame! Ia terminați, bă! Bă, una vorbim și bașca, ne înțelegem! Fiți oameni cu minte, bă! Ascultă, Iorgule, ce porcărie asta, mă? Ce fel de primar ești, mă, Iorgule? Boierul l-a invitat la vânătoare. Dacă o să-i zărească pe nenorociți ăștia urlând cât îi ține gura, a? Potolește-i dracului, Iorgule. Da, domnul Crucea, nu-i potolesc. Promite-le, mă, și tu câte ceva. Le promit. E scârbă de atâta făicăreală. Altceva n-aud decât că anul a fost rău. Da, 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 să trăiți. Să trăiți, domnul Crucea, acum îi potolesc, imediat. Hai, oameni buni, liniște, băi, liniște! Ia, ascultați aici, oameni buni. Să milostivește domn Cruceanu de voi cu porumb și cu nutreț. Dar după ce faceți goana la lupi, la vânătoarea boierului, au ajuns iarele până în gura satului și azi mâine să năpustez la voi. Ia, să iasă aici în față oamenii să facă goană. Eu am să aleg câțiva să capete și puști. Hai, primar, hai, 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 primar, să ne dați. Tirbule, unde e Ilie? Că plecase cu noi la goană. Nu știu, s-o fi furișat într-acolo unde-i vânătoare. Dar noi ce căutăm aici? Că nici vorbă de lupi. Hai să tăiem drumul mai încolo spre ei. Mai vedem și noi câte ceva. Hai, Matrat. Ce s-a întâmplat? L-a omorât pe voi! Auzi, Matate! L-a omorât pe voi! Hai să vedem și noi. Dă-ți-vă la o parte! Nu pune nimeni mâna! Crucene! Ia-l pe băr și du-l imediat la colac. Am înțeles, rău. Stavate, ia, Sania! Boierul care mă păstorește și-a găsit în voi dușmani. Întâmplarea a făcut să fiu și eu invitatul lui la vânătoare și în calitate de procuror al județului nu voi lăsa fapta nepedepsită. Domn procuror, dar care sunt arestați toți cei care au avut arme împărțite de la curte. Să iasă de bună voie în față. Auzi, Matache, bine că nu s-a dus și nenea Costache la împărțeala armelor, mă. Aha, era luat acunentul Costache, l-o pe sus. Dar mai bine să nu ne gândim la asta. Iată, uite, Matache, pe toți îi leagă. La ugne îi duce, ascultă-mă pe mine. Știrbule, hai mai bine acasă. Nu-i de noi aici, mi-e frică. Pățim ca ăla cu Constituția. Hai. Stai mă, Matache, mă, stai mă. Vreau să număr câți au învățat jandarmi. Lasă, bă, număratul, hai acasă, că se îngroașă gluma. Matache,
Iute-l pe Ilie, să-i țește în fața jandarmilor. Ce-o fi având cu ei? O te pomenești că... Stați așa! Ce? Lăsați! Eu am tras! Ilie! S-a zis cu el, sermanul. Jandarm! Lăsați-l! Ilie! Ce-ți vei mai, Ilie? Cocea el ceva. Dar cine ar fi să stă în stare? Bă, măcar de-ar crăpa boierul pe Ilie, sermanul. Ai sprăvit-o. N-a crăpat boierul și Băraganu și Vlașcă au continuat să aibă parte de ciulinul lor cel mare. În schimb, trei sate l-a pierdut pe Ilie. A fost legat, dus în fața boierului, care era pe vindecate, și boierul s-a mulțumit să spună omorâți-l. L-au omorât în curtea conacului, l-au călcat în picioare, pe piept, până și-a dat duhul sub ochii jandarmilor. Câteva zile după această nelegiuire rămasă nepedepsită, a venit la noi domnul Cristea, învățătorul comunii. Un om numai bunătate, foarte cinstit, muncitor neobosit. Își petrecuse vacanța de vară la o rudă și ne povesti ce văzuse în capitală. Hai noroc, la mulți ani. Bucureștiul este un târg mare, luxos. Boierii noștri storc sângele națiunii ca să sărbătorească cei 40 de ani de belșug și glorioasă domnia lui Carol de Hohenzollern. Tot vorbă goală, e? Păi cum să fie cu expoziția? Ia dați-vă mai încoace să nu bați gura de două ori. Mulțumesc și nouă, învățător, să auzim. Ei au spoi toate casele. Cuvintele belșug, prosperitate, glorie, acopere toate zidurile. Expoziția asta e un fel de colac peste pupăză. Sunt expuse acolo de toate, mai ales case țărănești. Au alcătuit a furisiței un fel de sat românesc pe care de 30 de ani, de când sunt eu învățător, prin atâtea sate, nu l-am văzut aiudoma niciodată. Familii de țărani, răsulii, îmbrăcați în costum național și care, în realitate, trebuie să fie toți primar. Vite, necrezute, frumoase și care nu seamănă nici pe departe cu mortăciunile pe care le târâm noi pe câmp ca să le sfâșie lupii. În sfârșit, milioane aruncate pe fereastră. Și în vremea asta, țara trage să moară. Nu-s de niciunile. Pierim văzând cu ochii. Ce o să se întâmple cu noi, domnul învățător? O să ne jupoaie pe toți de via azi mâine. Ne calcă în picioare ca pe bietul Ilie dacă o să îndrăznim să crâcnim. Și ce băia cum se cade era. Ucenic ca el n-am prea avut. Să fie de sufletul lui Ilie. Da, a fost un băiat curajos și drept. Nu suferea câinoșenia ciocoilor. Păcat de el. Dar să știi că nu-i singurul care a ridicat arma. Ca el sunt o mulțime în toată țara. Boierii spumegă că s-au mulțit răsmeriții sărănești. Să vedeți ce scrie. Ciocoi, ciulinea furisiți. Ăștia suc sângele țăranilor. Domnul învățător, de data asta eu zic o să fie lată. Bărăganul a început să dea foc ciulinilor. Pârjolul se întinde. Da, o să fie lată rău. Nu s-o bolni la noștri. Ia, hai să vă citesc gazeta. Ia citeți-ne și noi. Ia să vedem. Citeți-ne și noi, să vedeți. Dar ce faceți aici? Adunare? Întrunirile sunt oprite. Aha, citiți iar. Domnule Cristea, mi se pare că face agitație, ha? Ce agitație? Pe viitor să citiți iar acasă, domnule învățător. Și voi? Și voi, amăriților, ce v-ați strâns așa cu toți aici, ha? Ce aveți treabă? Gata, de afară! Întrunirile sunt oprite, v-am spus odată. Dar de ce să fie oprite? Ce, s-a declarat stare de asediu? Aha, v-a să zic că știi Constituția, vă țărani. Ia vino puțin încoa. Îți arăt eu un articol de Constituție să mă pomenești. Hei, ce aveți cu el? Ce faceți? Lăsați omul în pace. Ce aveți cu el? Ce-a făcut rău? Chiar așa, ce rău a făcut dacă a vorbit de Constituție? Vă cam faceți de cap voi jandarmi, asta e. Vreau să tragă. Vă să zic că așa, domnule Costache, bine. O să mergi tu în locul țărănoiului ăsta. Dar de ce? De ce să merg eu? Uite așa, că așa vreau eu. Ce te pune să te opui la arestarea ăsteia, a? Asta e nelegiuire, oameni buni. Lăsați vorba! Hai, Costache! Hai! Ori ești fudul de urechi! Ia mâna! Oameni buni! Dar ce se întâmplă să-și bate joc de noi? Își fac de cap! Oamenii l-au împușcat pe jandarm, apoi și-au trecut peste frică și-au pornit către conac să-și facă singur dreptate. Zicea bine nea Costache. Greu vă mai urniți, măi oameni buni.
dar și când s-au urmit. Iachine! Iachine! Unde dăm cruceanu? Dar ce-i, mă? Ce dai așa buzna? Și sfârșitul lumii? Cam așa ceva. Vine puhoiul. Cu coase, cu topoare. Păi tu ți-ai pierdut mințile? Cine vine? Ce puhoi? Unde-i domn Cruceanu? Păi dar ce-ai tu cu domn administrator, a? Ce-ai cu mine, măi, stamate? Să trăiți. Să trăiți, domn administrator. Unde-i boierul? De când mă întreb tu pe mine, argat nenorocit, unde-i boierul, a? Unde să fie? Ce, boierul stă aici, la București, după treburi. Țăranii au năvălit la primărie. Primarul a fugit. L-au împușcat pe jandarm. Acum vin încoace. Ci că să-și ceară pământul, să-l dea boierul înapoi. Au coase, topoare. Stamate, sunt mulți? Păi nu-i auzi tot satul, ci că să le dea boierul porumb și nutresc că le mor vitele de foame. L-au împușcat pe jandarm, da. Să zică. Ioachime, Stamate, da. Să închide scoarca. Recați-o cu zăvoare. Lăsați-o deschisă numai pe aia mică. Am înțeles. Auziți, porunca, ce vă holbați așa la mine? Iute, Stamate. Ăștia de și poate de fi. Ioachime, mai vin un cop. Adună toți oamenii de prin magazin, de prin grajduri. Luați puștile. Am înțeles. Știți voi unde sunt. Da, da. Uite cheia. Vă întoarceți și vă așezați cu toți în dreptul geamurilor. Răspândiți-vă cu toate odeile ca să puteți trage de peste tot. Să se creadă că suntem mai mulți. Așteptați semnalul meu. Până atunci nu suflați. Stați cu pușca la ochi. Da. Ioachime, da. Să-mi pregătești un cal. Pe care, domnul ăsta? Pe crina. Pune-i șaua. Iute că se apropie, mă. Da. Și dumneavoastră ce faceți, domnul Cruceanu? Lasă-mă pe mine că mă descurc eu. Intră în casă și împachetează tot ce mai de preț. Un pachet mic. Bani, aur, inele. Și pe ăștia care vin, lasă-i în seama mea. Hai și să-mă, ce nu mă vedeți sau v-ați pierdut de tot mințile? Ce poftiți? Cum vreți voi, mă, să vă împart pământul care nu e al meu? Numai boierul poate să o facă. Pământul e al lui. Cum fiți copii, ce dracu? Ce-i cu fumul lansat? Doamne Dumnezeule! Nelegiuiților! Ați pus foc la primărie! Stați așa! Stați-mă așa să ne înțelegem! Lăsați-mă să mă duc la țarina, să-i telegrafiez boierului, să-i cer voie să vă împart pământul. Fiți oameni de înțeles! Ticălosul ne-a tras pe sfoară. O să telegrafieze la Giurgiu să ceară ajutor armat. Are dreptate, Păsat! Ia de pușca! Gata, a scăpat! Dar oricum primarul și alții au luat-o înainte. Diseara armată e aici, ascultați-mă pe mine. Băi, oameni buni! Haideți înăuntru, mă! Să-i dăm înăuntru! Să-i dăm fiecare ce-o-mi putea la pușca! Băi, mă! Hai, mă, dă-te la parte, așa! Hai să te rămân poarta, mă! Sari eu, Zidu, să deschid! Ce ești, nebun, mă, tachii? Vrei să te rupă pe inii? Ia tu, uite, oamenii au început să scoată așchii din poartă! Erau pregătiți! Ne-au așteptat cu pușa la șucată! Ticăloșii! Intrați, oameni! Și astfel fu dat semnalul de asalt al conacului. Erau prin mulțime câteva femei cu sticle de gaz la ele. Au stropit poarta prăbușită și îndată au cuprins-o flăcările. Gloanțele argaților dovorâră câțiva. Mulțimea numără 5 morți și câțiva răniți. Atunci furia întrecu orice margine. Năvălirea în conac și fiecare făcu după capul lui, dar mai întâi le făcu felul argaților care trăseseră. Au fost măcelăriți. Dar în lupta asta disperată, alți trei noștri își pierdură viața. Ceilalți servitori n-au pățit nimic. Au fost lăsați să fugă în lume, urma scurând după aceea de nevasta și de cele două fete ale administratorului. Ele plecară cu trăsura, plângând ca și țărâncile care își plângeau morți. Conacul fu apoi prădat și devastat. Știrbule, vină, mă! Cine mă atace? Ia uite! Ce? Mamă! Toate jucăriile de pe lume! Locomotive cu șine și vagoane! Ia uite, mă, atache, soldați de plumbă! Și bărți cu pânze, mă!
Asta erau toate ale lui Dinu, băiatul boierului. Matache! Hai că nu-i de stat! Au venit ăștia cu tunurile. Oricum, nouă ne-a trecut vremea jucărilor. N-am apucat să le avem când trebuie, nu o să le mai avem niciodată. Hai, mă. Hai, Matache. La oamenii ăștia zăpăciți de spaimă, tot cărânce au apucat să ia de pe la conac, și îmi fac o idee de ce trebuie să fi fost nebunia satelor noastre fugind de turci. Domnul învățător, ce spun ziarele? Dar cine le-a mai citit pe asta? Eu cred că ne omoară. O să ne măcelărească pe toți ca pe niște câini. Da, cam așa. O să ne măcelărească. Mai ales că e vorba de 10 județe răsculate. Armata s-a pus în mișcare. Boierii vor fi nemiloși. Ce-i cu voi? Bunicu a murit. A murit și țața Lina. Totu-i la pământ. Cum așa? Satul a luat foc, Nene Costache. Au fugit care cotru. Așa că am luat căruța asta și am plecat să te căutăm. Vii cu noi? Hai. Acum dacă nevasta ma tale a murit. Dumnezeu să-i iert. A murit și bunicu. Oh, săraci de ei. Ce soartă au avut. Biatale. Cine ar fi zis că va avea parte de o moarte așa haină? Împușcată ca un câine turbat. Au început să bată cu tunurile și oamenii zic că se apropie cavaleriști. Da, s-au pornit rău, sunt puși să ne stârpească. Acum ciulinii sunt cei care aleargă după noi. Și sunt aprinși. Și ucigători. Cu atât mai rău. Noi am vrut-o. Bine, vin cu voi. Vii! Vii, roi, vii! Vii! Nedecustate! Cavaleriștii, sunt în spate! Hii, afurisiții de Julini se țin scai după noi! Hii! Ce ești, Ervan? Bine că te-ai trezit. Credeam că ai murit. Ne-a costat că a murit. Asta a fost ultimul lucru pe care l-am văzut. După ce ai strigat tu, cavaleriști. I-am văzut cum au apărut pe cotitura coaste. Trei. S-au oprit și au pus carabinele la ochi. Au tras. În spinarea lui Neacostache au tras. I-am simțit trupul căzând peste hulube. Pe urmă am leșinat pe semn. A căzut din căruță mort. Caii au gonit până s-au oprit singuri. De câteva ori am încercat să te trezesc. Nu mai plânge, Șterbul. Uite, vine un bătrân. Poate mai știe el ceva. Bună ziua, moșule. Dar ce-i cu voi, mă băieți? De unde veniți? Din trei sate. Ne-au bătut cu tunurile și am fugit. Acum o să o luăm spre Hagieni. Vai de capul vostru. Nu vă duceți acolo, că or să vă aresteze. Și acolo a fost răzmeriță. Nu vă duceți, sunteți băieți mari și o să vă prindă și o să vă omoare. Au împușcat unii și mai tineri ca voi. Au bombardat și la Hagieni? Nu, cu tunurile nu. Dar trag cu pușca în grămadă nenorociții care arată cheaburii că instigatori. Cei mai mare grozăvie e că îi pune să sape singur groapa. E sfârșitul lumii, băieți. Fac din noi ce poftesc. Ca pe Bărăgan. Niciodată nu s-a omorât atâta omenire pe Bărăgan. Noi suntem dinspre Baltă. Fiți cu băgare de seamă. Uite, l-au împușcat și pe unul de pe Baltă, unul marin, care era al mai nevinovat om din lume.
fusese pescar la Lăteniu, munce aici și colo, cântând din caval. Avea omul o vorbă, se oprea de încântat și zicea: bună țară, rea tocmeală. Era cică un instigator și l-au împușcat. Așa că fugiți cu băgare de seamă, luați-o spre Ialomița. Sănătate! Mă duc și eu unde mi-o fi noroc. Matache, Dumnezeu să-l iert. Acum încotro, Știrbule. În lume, Matache. Cu ciulinii după noi. De... Ați ascultat Ciulinii Bărăganului, de Panaiti Strati, dramatizare radiofonică de Mircea Veroiu. Distribuția a fost următoarea: Marin, Mihai Mereuță; Matache, Adrian Pintea; Costache, Viorel Comănici; Cristea, Alexandru Lungu; Anica, Eugenia Bosânceanu; primarul, Corado Negreanu; Cruceanu, Zefi Alșec; Ilie, Constantin Brânzea; procurorul, Boris Petrov; un țăran, Gheorghe Novac; orășanul, Valentin Teodosiu; moșul, Constantin Dinescu; povestitorul, Ovidiu Iuliu Moldovan. În alte roluri, Constantin Botez, Petre Goe Gheorghiu, Gheorghe Pufulete, Elena Nițescu, Nicolae Crișu,